Românii care nu doresc să își piardă anii lucrați în afara țării pot depune o cerere la casele de pensii de care aparțin sau în statele de unde au muncit. În urma regulamentului comun, persoanele care au lucrat cel puțin un an cu acte în străinătate pot beneficia de pensie pentru perioada lucrată în spațiul Uniunii Europene. În 2013, la Casa Județeană de Pensii Giurgiu au fost depuse 24 de astfel de dosare. Din acestea, 3 au fost constituite în baza acordurilor recent semnate cu Republica Moldova și Israel. Situația compartimentului de pensii internaționale pentru anul 2013 se prezintă astfel. Numărul total de cereri de pensii comunitare depuse este în număr de 24, din care 3 dosare constituite în baza acordurilor cu Republica Moldova și Israel. Număr de dosare soluționate prin emiterea de decizii au fost 10 dosare. Pentru restul de cereri se așteaptă confirmarea vechimii din străinătate. În același timp, sunt și persoane care aleg să se stabilească în statele unde muncesc și astfel doresc să primească pensia pentru munca prestată pe teritoriul țării noastre. În baza formularului E-205, 30 de giurgiuveni au solicitat confirmarea perioadelor de asigurare din România. Ponderea cea mai mare a cererilor o constituie state precum Spania, Italia și Germania. Potrivit directorului Casei de Pensii Giurgiu, în cursul anului trecut au fost prelucrate un număr de 60 de documente primite de la instituțiile din străinătate, iar cele mai multe au fost soluționate.